În bucătăria taberei de corturi și rulote, inspectorii de la Protecția Consumatorului au găsit mizerie și multe alte nereguli grave. În plus, proprietarul nu avea autorizație ca să facă acolo mâncare gătită, ci doar preparate pe grătar și de tip bufet. Unitatea nu este igienizată, nu deține contract de deratizare, dezinfecție, dezinsecție, toate acestea nefiind efectuate. Prin urmare, s-au și constatat foarte multe muște, acarieni, pânze de păianjeni în interiorul blocului alimentar. Pavimentul este murdar, igrasie în zona de partea de magazie. Inspectorii au închis bucătăria taberei și au dat amenzi de 25.000 de lei. Acum sunt așteptate rezultatele analizelor făcute de Direcția Sanitară din probele de alimente și apă. Au luat micul dejun de acolo, din camping, aseară ne-am gătit noi, la prânz din camping, deci am combinat. Grupul, într-adevăr, a venit la noi și au servit masa de prânz, dar în același timp s-au și organizat singuri și ei și-au gătit la niște tuciuri și echipamente de-astea de încălzit pe care noi le-am pus la dispoziție. E clar că și la noi mai sunt unele lucruri de luat în calcul. Grupul de cercetași, în total 39 de persoane, venise de la București. 11 copii și 2 adulți au ajuns la spital, iar după amiază, toți cu aceleași simptome. Durere abdominale, specifică pentru toxinfecție alimentară, câteva dintre ei grață și cu vărsătură. Toți pacienții se simt bine și au fost externați în această dimineață, însă nu s-au mai întors în tabără. Grupul de cercetași a plecat înapoi la București. În funcție de rezultatele analizelor, Direcția Sanitară va lua și alte măsuri în privința taberei de corturi și rulote de lângă vulcanii Noroioși.